Bun găsit! Dragi prieteni, echipa Pedavo vine în ajutorul dumneavoastră cu setarea invertorului pas cu pas pentru a beneficia la maxim de puterea și durata de viață a acumulatorului pe litium de 6 kW. Pentru o stocare mai mare se pot monta în paralel mai mulți acumulatori de 6 kW. Setările din invertor pentru acumulatorul de 6 kW. Meniul 01. Ca să putem intra în acest meniu, ținem apăsat 3 secunde pe tasta Enter. Am intrat în meniul invertorului și alegem să setăm SBU sau SUB, după preferință, după care salvăm cu tasta Enter. La 02 setăm valoarea de 30 de amperi. La 05 alegem USE pentru modelul bateriei noastre pe litium, după care salvăm. Mergem la meniul 11. Setăm minimul de încărcare de 2 amperi. 12. Setăm 45 de volți. 13. Setăm 55 de volți. 16. Alegem setarea SNU. 26, setăm 57 de volți. 27, setăm valoarea de 57 de volți, după care salvăm cu tasta Enter. 29, setăm 43 de volți. Pentru conectarea corectă a acestui kit sunt câțiva pași care trebuie urmați. În primul rând, pornim întrerupătorul de 125 de amperi dintre acumulator și invertor. Întrerupătorul de 125 de amperi are un rol dublu. Are funcția de siguranță de protecție și funcția de întrerupător. Următorul pas, pornim siguranța DC dintre panourile solare și invertor. Al treilea pas, pornim siguranța de AC dintre rețeaua electrică și invertor. Și ultimul pas, pornim siguranța dintre invertor și consumatori. Pentru mai multe detalii și informații tehnice, vă rugăm să ne contactați. Vă mulțumim!